Sper să vă găsesc bine sănătoși, dragi prieteni, prieteni ai mei și ai Teatrului Stella Popescu. Suntem încă în campania dedicată autorilor români, iar pentru astăzi m-am gândit să vă citesc un scurt fragment din Șatra lui Zaharia Stancu. Așadar, tu, Aristoane, știai că Lisandra e nevasta lui Goșu, știai că Goșu a cumpărat-o pe Lisandra de la tatăl ei, de la Sedilba, așa, cu 20 de galbeni de aur vechi, turcești și cu zinți. Știam, Bulibaș, știam toate acestea. Atunci de ce ai tras-o pe Lisandra în greșeală? Pentru că o iubesc mai mult decât îmi iubesc carnea și mai mult decât îmi iubesc sângele. Fără ea nu pot să trăiesc și nici nu vreau să mai trăiesc. Dar Goșu spune că nici el nu mai poate să trăiască fără Lisandra. Da, nu pot să trăiesc fără Lisandra, suspină Goșu. Vinovată este Lisandra, zise Himbașa. Cunoștea dragostea lui Goșu și nu se cădea să răspundă chemării lui Ariston. Nu sunt eu vinovată, spuse Lisandra. Vinovată este dragostea. Dragostea m-a prins, m-a zăpăcit, m-a orbit și m-a aruncat în brațele lui Ariston. Acum voi faceți cu mine ce vreți, însă eu sunt datoare față de voi și față de inima mea să vă mărturisesc încă o dată că nu pot să trăiesc fără Ariston. Auziți? Eu nu pot să mai trăiesc fără Ariston și fără Ariston nu vreau să mai trăiesc. Tăcerea se lăsă iarăși peste șatră, peste lunca acoperită cu iarbă aspră, ghimpoasă, peste balta stătută, adormită, sub petice mari de lintiță groasă și verde. După câtva timp, tăcerea fu iarăși sfărâmată de clopotul mare și de clopotul mic din sat care sunau ajale. Moartea, ca o uriașă pasăre nevăzută, fâlfâi din aripile ei peste șatră, dar văzducul fierbinte și vâscos al zilei rămase tot neclintit, tot încremenit. Lisandra zise, dragostea e vinovată, dar nici tu, Bulibașă, nici voi ceilalți bătrâni plini de înțelepciune care vă aflați în jurul Bulibașei, nu înțelegeți ce e dragostea. Poate ați iubit în tinerețea voastră, de atunci însă și până acum a trecut mult timp și voi ați uitat totul. Inimile vi s-au uscat și amintirile v-au secat. Ori poate nici n-ați iubit. Iar dacă ați iubit și ați uitat, ori dacă n-ați iubit niciodată, cum mă puteți voi înțelege și cum mă puteți voi judeca? Judecați-mă totuși și pedepsiți-mă după străvechea voastră lege, pe care eu am călcat-o și după străvechile voastre obiceiuri de care eu n-am fost în stare să țin seamă. Înainte de a-mi primi pedeapsa, sunt datoare să vă spun pentru a treia oară că eu, fără Ariston, nu mai pot să trăiesc și nici n-am de ce să mai trăiesc. Nici eu nu pot să trăiesc fără Lisandra, zise încet Ariston, și fără Lisandra nici eu n-am de ce să mai trăiesc. Oarba îi ceru voie bărbatul ei, care era cumplitul stăpân al șatrei, să spună și ea câteva cuvinte. Și după ce acesta îi dădu îngăduința, zise, tu, Lisandro, de cum a început judecata, eu n-am tăcut și te-am ascultat. Și nu m-aș fi amestecat în vorbă dacă n-ai fi trecut cu nerușinare măsura cuvintelor. Zici că noi toate n-am cunoscut dragostea. Orică dacă am fi cunoscut-o în tinerețe, am uitat cu trecerea timpului. Și ai mai zis că și bărbații noștri ori au cunoscut dragostea și au uitat-o, ori n-au cunoscut-o deloc. De când trăiesc în șatra asta, și trăiesc cam de multișor, vorbe mai nerușinate n-am auzit. Tu, fata cârnei, află că noi toate am cunoscut dragostea și au făcut-o și bărbații noștri. Dar unde am fi ajuns noi dacă ne-am fi lăsat robiți de patimă și ne-am fi furat una alteia bărbatul, ori ne-am fi încurcat cu tinerii stăpâniți de pofte? Hm? Atunci, muiere stricată ce ești! Șatra asta noastră n-ar mai fi avut nicio tărie și nemai având nicio tărie s-ar fi destărmat și ar fi pierit. Este adevărat că străvechile noastre legi sunt aspre,
Și tot atât de adevărat este că grozav de aspre sunt și străvechile noastre obiceiuri. Dar noi nu ne putem lepăda nici de unele, nici de altele, fără să ne pască primejdia pieirii. Înțelepte vorbe a rostit Sina, zise Himbașa. Trebuie să împlinim legea. Până să trecem la împlinirea ei, te mai întreb o dată, Goșule. O lepezi pe Lisandra? Au ba. Nu, Bulibașă. Nu o lepăd. Fără Lisandra nu pot să trăiesc. Fără Lisandra nu mai am pentru ce trăi. Atunci, Goșule, o ierți pe Lisandra? Nu, Bulibașă, nu pot să o iert. Ați auzit ce a spus. Dacă o iert astăzi, la noapte pleacă iarăși să se culce în zăvoi cu Ariston. Poate nu pleacă, zise Bulibașa. O să avem noi grijă să nu plece. Grijă? Ce fel de grijă? Știi tot atât de bine ca și mine, ori poate și mai bine, că pe o muiere intrată în călduri nu izbutește nimeni să o păzească nici cu ciomagul și nici chiar cu pușca. În cazul acesta, Goșule, dorești să se treacă la împlinirea legii? Da, Bulibașă, doresc. Și crezi că împlinirea legii are să-i vindece Lisandre inima care îi sfârie pentru Ariston și are să-i stingă pofta? Mă hrănesc cu această nădejde, Bulibașă. Lisandra se întoarse spre bărbatul ei. Sărace! Sărace! Este ca și cum ai încerca să te hrănești cu pietre. Acesta a fost fragmentul ales pentru astăzi, pentru campania Autor Români, Șatra de Zaharia Stancu. Crina Matei sunt, sănătatea este lucrul cel mai important al unui om, sănătate vă doresc și eu. De fiecare dată vă spun că vă ofer virtual o îmbrățișare care pleacă spre dumneavoastră și o speranță în revedere curândă. Toate cele bune! La revedere!